În ultima etapă din cadrul grupei I a campionatului național de handbal masculin rezervat juniorilor 3, CSS Drobeta Turnu Severin s-a impus în deplasarea de la CSS Craiova și s-a calificat de pe locul secund în faza următoare a competiției. În sala Ion Constantinescu din Bănie, craiovenii au condus cu 12-11 la pauză, dar severinenii au avut o repriză secundă perfectă și s-au impus cu scorul de 25-22. Astfel, elevii antrenați de Ionuț Rouă au încheiat grupa preliminară cu 8 victorii, un egal și o înfrângere și vor intra în faza a doua competiției cu 2 puncte, la fel ca și CSM Târgu Jiu. Cele două echipe și-au împărțit victoriile în grupa I. Cu 4 puncte va continua sezonul HC Talent București, echipă pe care severinenii o vor întâlni duminică în deplasare, în prima etapă a grupei de valoare. Pe 21 martie, în sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin, handbaliștii lui Ionuț Rouă se vor duela cu Dinamo București, după care vor întâlni CSM București.